الوقت بيكسب بيبو مومنت. Último
politiche și ideologice cunoscute legate de, de arhive interzise, cercetării sau care se vor deschide.
campo mondial care acum se plimbă prin toată lumea. Ar trebui spus, mă scuz, minunțial, exact că voi doi ca să nu fie acuzată că asta au de vorbi proaste. Obiect aparent moarte.
la Louvre și scoate afară o lună Gioconda Victoria de sus a mătrage și pe nu de Milo. Și să vezi că jumătate care stă, da? Deci imaginea pentru omul de rând firește. M-a întrebat care va foarte recent
și de la 19 ca la Mangla Vita echipat-o s-o oferi să cumpăr că nu-i două
s-a întors roata în 44 și care trebuia să fie în curtea bisericii eroilor, dar pentru cei care luptau
Bambi și Mircea Alexa și Emil Păunescu sunt din familii de intelectuali. Și trebuie spus că această chestiune contează.
verde buzunar, să bătu cu o lume întreagă. Pentru Muzeul Agriculturii domnul Ciucă. Și care school.
șase. Și cu ajutorul colegilor a domnului Băunescu și a altora. Și acolo a fost o mare fluctuație de cadre. Că unii întreabă pe ce ăștia au pus mâna pe toate ce știu. Și cum mai intra într-un magazin, chiar vorbeam cu un prieten ieri în piață, am cumpărat o floare. Ca și cum magazin cu 10.000 de flori lipsește o floare și vine să spună că s-a furat o magazin. Mă rog, trece-mă. Să de nebunit
strada Dorobanți. Unde la data nașterii mele tocmai se
vaccinația tuturor copiilor de Giurgiu și de împrejurim care veneau ordonat la muzeu să
Oricum, mult mai bine decât majoritatea domeniilor de activitate din zona locală
specialiști care să le prețuiască potențialul obiectelor respective și un singur exemplu ca să fiu preceput de telespectatori.
oferit inițial Bibliotecii Naționale. Acolo, din păcate, a fost cineva incompetent care la un preț modic ca să termin și cealaltă chestiune legată de de la zero, în acel moment.
era de funcționar al statului în Dumnezeu și să salvăm instituția
de pasăre Fenix. Când reușeam așa cum eram noi, bun, să vină alții mai buni, le orez succes. Eu voi mori partizanul celebrei maxime franceze. Ar fi trebuit într-o lume în care Vlasov a fost o pailantă. Nu mă gândesc la bunuri.
există. Nu erau trecute pe computer toate. E bun, hai să le trecem. Sigur, acolo unul din mari editatori
distanță la examen, dacă nu citeai istoria literaturii vechi a lui Cartojan. Era foarte supărat bătrânul așa prin anii 70 și după ce am terminat sigur păstrând tonul deferent când mergeam la
faptul. Ce știți că s-a găsit arhiva cartajă? Doamne, am avut o clipă senzația că l-am păcuneștiință că face foarte. Mine.
Iar
obiecte de patrimoniu național din muzeele bucureștene au fost despuse publicului la Giurgiu și nu la București, fiindcă colegii de acolo s-au ascuns puțin când era vorba de o problemă. Nici acum nu mai
din oraș alături de muzee mari și dacă ne-am referit la ceva la care am lucrat cot la cot amândoi, fiindcă suntem pasionați de personalitatea lui Mihai Vitazu. Aniversat 400 de ani de la victoriile lui reportate pe teritoriul. A fost și 400 de ani de la
capătul celălalt al țării, în județul unde a fost ultima victorie a viteazului,
realizar expoziții iconoclaste, fie de
Maria cu Mihai, care o vedem și acum e acolo în original și am fost cu ea la Târgoviște unde au fost trecuți, prezenți și viitorii au fost acolo pentru care și șeful
publicat
proiect.